Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Сегодня в нашем северном управлении был день открытых дверей для некоторых участников, учащихся теоретического лицея имени Михаила Мески. Сегодня была презентована мобильная лаборатория, были показаны различные дактилоскопические чемоданы, трассеологические и другие. Сунт эксперт-криминалист в дирекция Nord, а Центру технико-кримейшей экспертизы ДЧР Nord. Астези am avut o mare plăcere de a primi copilașii de la instituția Mihai Eminescu, unde am povestit la copii cu ce se ocupă direcția Nord. Noi suntem experți criminaliști care participăm la cercetare la fața locului. Prelucrăm pe diferite cazuri, în diferite domenii. Experți criminaliști se ocupă cu cercetarea traseologică, dactiloscopică, examinarea documentelor, grafoscopie și balistică. Astăzi noi la copilaș am arătat cum se ocupă un expert criminalist participă la fața locului, prelucrarea obiectelor suspecte. Au fost prelucrate obiecte, au fost arătate cum se relevează urmele la fața locului, au fost amprentate copilașii pentru a-și cunoaște tipurile. Noi am lămurit de câte feluri sunt tipuri și subtipuri dactiloscopice. La fața locului, la fel, sunt examinate și lacătele. Asta este din domeniul traseologiei. La fel, sunt examinate cercetări la fața locului în domeniul balisticii. La fel, sunt examinate urme papilare cu ajutorul substanțelor chimice. Sunt prelucrate obiectele, cum ar fi hârtiile, se prelucrează cu substanțe chimice pentru relevarea urmelor papilare. Asta se numește substanță ninhidrină. În urma căruia, peste 24 de ore, se relevează urmele de culoare violete, unde noi putem depista criminalul. Sunt numite, urmele se ridică de la fața locului, apoi se îndreaptă ordonatorul numește expertiza. Noi, experții, cercetăm în domeniul dactiloscopiei expertiza date, unde depistăm care sunt urme valabile, nevalabile, apoi sunt introduse urme străine care nu sunt apătimașul, sunt introduse în bază de date AFIS, unde sunt descoperite crimele date cu ajutorul sistemul automatizat AFIS. Mă numesc Pavenciu Cornel, în clasa 3D. Mi s-a părut puțin cam șocantă, pentru că nu în fiecare zi pot să văd cu ce se ocupă poliția. Am aflat mai multe lucruri decât puteam să le număr, dar a fost interesant. Am aflat cum se poate afla niște amprente, ce fel de urme sunt și cam așa. A fost foarte interesant. Când voi fi mare, mă gândesc să devină și eu polițist, dar până atunci eu o să mai văd ce se va întâmpla. Am ușor vă lămuresc. Vedeți că noi avem și, așa cum spuneți voi, mai simplu, fanarici. Așa fanarici. Cu fanarici este? Lanterne. Lanterne, corect. Cu lanterne este. Vedeți, ei sunt foarte tari. Și cu ajutorul ochelarilor. În îmbrăcăm. Vedeți că aici e roșu, sticla roșie. Noi, de exemplu, începem a vedea urmele papilare care lăsate de mâini, de picioare. Este culori, el specific, clas, în parte. De care nu are culori ochelari, simplu, mai bine spus. Nu atent, bine spus, că faci mai mult feluri de urme. Eu mă numesc Dominic Tabarcea. Mi-a părut foarte interesant pentru că nu am mai fost aici. Ce ai învățat, nu? Am învățat nou că polițiștii descoperă multe. Mi-au povestit despre amprente, despre diferite arme și despre pentru ce sunt. Pentru că voi deveni polițist. Tatăl meu tot a fost polițist. Aici avem eu, pentru arme, pentru lansarea rachetelor de semnalizare. Întrebăm dată un semnal, ne folosim de aceasta. Pistol, revolver, avem arme de vânătoare.
Лансатор де гренаде, антитанк. Детская 38-я гренада. Здравничеря танкури. Какой вид картуши? Картуши тут фарти дефигити. А еще я думаю... Ника парчела, один картошка карензист. А муж вам резко. Это где делачей мы нич, пентру фестивали, пентру фестивали метральвери. И честь из картоши где вы на туаре, пентру армии где вы на туаре, это где честь такие. Ши пынула чермая марь, пересынт деснать, пентру не мечиря, навелор аэрия, пентру азиван. Карри дифференция. Картош честно, шар честно. Vizita la acest centru mi s-a părut puțin emoționată și foarte interesantă. Emoționată pentru că am crezut că nu va fi atât de interesant cum speram. Vreau să reviu polițist. De ce? Deoarece mi s-a părut interesant. Așa, vrei și tu să lucrezi într-un astfel de centru, da? Să da. Descoperi crime. Dacă noi pot în fața locului și după expertiză sunt aprinde variabile, dar noi nu știm a cui sunt, da? Noi totuși în baza AFIS. Asta ne permite să descoperim crimele cu autorii neidentificați, adică se produce urma de fapt, adică ridicată de la fața locului, adică se compară cu masivul de date, adică care noi avem baza mâine. Adică se compară cu urmă papilare la moment. Republica. Da, adică și chiar avem și legătură cu alte state, adică cu care colaborăm. La moment aveți chiar și voi identificarea unei persoane. El ne permite, adică, de a identifica crestele papilare, persoana făptașul de la fața locului. Adică crime au fost ani precedenți trecuți, acum au fost descoperit. Asta e ideea sistemii. Alături de sistemă este un stativ care nu ne permite de a fotografia și de a introduce însăși urma de la fața locului, să o introducem în bază, apoi ea se prelucrează, se desenează iarăși de expert și se introduce în sistem. Și după asta e doar lucru computerizat, adică care depistează persoana. Asta este. Dar ultima cuvântul te face expert. Da, tot el te decide da sau nu. Adică sistemul el ne dă coincidențele, însăși iarăși este lucru la expert, care el pune până la urmă finish-ul la această procedură. Astăzi am văzut cum polițiștii depistează amprentele de la criminali și ce lucruri folosesc. Să luăm un fel de praf negru, să punem peste amprentă și după asta să vedem ce fel de amprentă este. Când voi fi mare, voi dori să fiu soldat. Pentru că soldații au tot așa, numai că ei luptă în armată și eu vreau să-mi protejez. Ребята, сейчас тихо. А есть лаборатория твоего типаристической трансферологии. Я говорю, ты видишь, как с этими теле тубы, где ты готовишь? Dar noi așa facem, mare. Pentru tot identificat, dacă concit ele. Ioan este pentru ce? Tot, pentru te protecție. Ce așa în ulițe, vede tăchie. Tot așa e că tăcă afară, dar în diferite fraze, atât noi ne uităm. Это чистый с картуши дезассамблат. Это здесь? Карис персовый компонент для картуши. Чистый с картуши где вы на туалет. Это видец. Тубу для картуш, капсы. Пугель, кариса принди. Это сайгура. Ши каркатура для личи. Это есть осадичи, пентру немечиря, анимальный нож. Смотрите, мои мич, пентру поясы, мои марь, пентру анимальный. А вот это увеличить мне, вот кто хочет, может посмотреть вот сюда. Все, давай. Вот,
И, может быть, данное мероприятие мы кого-либо побудим в будущем, наше будущее поколение, стать экспертом-криминалистом.